Eu îl duc cu motoblocul, dar și acolo trebuie să plătesc o grămadă. Lăsa-l să ia acasă, dar cu noi, dacă nu sunt de acord. Sudilie e cam scumpă, îmi pare. Știți că primăria intenționează să aducă serviciul de colectare a gunoiului în localitate? Da. Da? Ce părere aveți despre această inițiativă? Adică dacă cum o decis că se aduc tombironii la poartă, suntem de acord. Dar știți cât va costa? Da, am înțeles că 100 de lei. Așa. Și suntem de acord. Ați fi dispus să achitați 100 de lei pentru ca gunoiul să fie colectat? Desigur, numai să fie tot centralizat frumos. Chiar astăzi am vorbit, sunt lucrător medical, am vorbit cu pacienți, că am făcut proceduri și au zis că nu sunt de acord. De ce să nu fii de acord să-ți ducă gunoi ăștia? Dacă tu ai transport acasă, poftim, du-l, dar eu nu am transport. Nu, e normal aici. Să-l duci tu la țânțăreni. Plătești o grămadă de bani, eu pentru un sac de asta trebuie să plătesc cu gunoi. Bă, să-l ții acasă, dar gunoi, dacă nu sunt de acord. Așa e ghinic să duc, nu știu, să duci toate agaroadele. Murdăie, mai ales astea, culioașele astea. Mai toți o să trebuiască să participe la asta, nu să fie așa că cineva plătea chită și se duce, dar cineva l-aruncă la gunoi, la râp. Cât să fie tot haosul ăsta în sat, tot mirosul ăsta, mai bine de dos unde locul lui. Când ești de-a mă înșepea... Dacă aici și departe, eu îl duc cu motoblocul, dar și acolo trebuie să plătesc o grămadă. Și eu sunt de acord aici, că aici ai unde. E niște rechi, acolo poți să duci și cinuri în care. Dar sunteți conștient că acest gunoi infectează apele? Dar păi departe, de sat, vă 2 km de aici. Sunteți de acord să achitați ca gunoiul să fie dus la o gunoiște autorizată? Suntem, dar e prea scump. Vă pare scump? Da. Depinde pentru fiecare, știți cum, ca bugetul fiecare. Cred că și ești cât ați după și de atâta prietul și după cât volum, nu? 100 lei, omul are 10 saci, de 100 lei și omul are un sac tot 100 lei. Și vezi ziua, mă. Eu nu am atâta gunoi să fac pe lună. Primăria spune că și, de exemplu, cei care nu produc atâta gunoi să se unească în 2-3 gospodării. Da, care au cine de la gunoi. 100 de lei se va găsi. Cum vă pare acest tarif? Nu, nu mult. Eu n-aș zice, nu? M-am auzit, dar 100 de lei e cam scump, îmi pare. Noi pensionare și bani avem și pensie avem. O, e prea scump. Nu știu, dar cred că trebuie să dăm și așa. Și să stăm cu gunoi în o gradă.